Statistic s-a demonstrat că unul din 6 copii cu vârsta de până la 1 an face cel puțin un episod de otită medie. Care sunt semnele otitei, cum se tratează, ce complicații are, cum o depistăm la sugari. Discutam despre una dintre cele mai frecvente boli ale copilăriei împreună cu Adina Popescu, medic specialist ORL. Bună ziua, doamna doctor! Bine ați venit la noi! Mulțumesc de invitație, cu plăcere. Care este vârsta la care apare cel mai des otita medie la copii? Apare din primele zile de viață până la pubertate și chiar la adult, normal. Ajutați-ne pe noi, părinții, să o depistăm mai ușor. Care sunt semnele ei? Ce face copilul când are otită medie? În primul rând plânge. Cel mai frecvent. Face febră, pune mânuța la ureche, copiii mici pot avea convulsii, frisoane, vărsături, tulburări gastrointestinale. Cele mai frecvente astea ar fi, dar sunt nenumărate forme atipice și mai ales la copiii mici, la sugari. Forme fără niciun fel de manifestare clasică. Te poți trezi cu un copil care are febră și vărsături, că de fapt el suferă de otită. E foarte greu să ne dăm seama, mai ales la bebeluși mici, care încă nu pot vorbi. Cei mai măricei ne spun că îi dor urechiușele. La ce am putea fi atente la sugarii care încă nu vorbesc? Sugarii de obicei fac febră din prima și își freacă căpșorul de pernă sau de căciuliță sau își mișcă mânuța spre urechea afectată. Care este tratamentul cel mai indicat pentru otita medie? Tratamentul, în primul rând, trebuie dat de un medic și de un medic pediatru sau orelist. Este un tratament atât local cât și pe cale generală, dar trebuie strict monitorizat de medic. Deci nu tratăm după niciun caz. Putem face mai mult rău decât bine? Absolut, și cum este moda antibioticelor date de la farmacie sau de mămica din parc, prietena mamei, este cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Spuneți-mi, vă rog, ce complicații pot apărea după un tratament dat de mămică după ureche? În primul rând, lipsa de reacție la tratament duce la evoluția spre complicații firește a bolii. Complicații externe, complicații până la meningite, meningoencefalite, complicații care nici nu ne putem gândi la ele. Rezistența la antibiotic este cel mai frecvent caz întâlnit la tratamentele luate după ureche, tratamentele antibiotice respectiv. Există și otita externă. De fapt, otita externă este cea mai vizibilă dintre ele și de obicei mămicile o observă fără probleme. Este o inflamație a tegumentului din conductul auditiv extern și este vizibilă ca o umflătură, ca o zonă roșie la nivelul urechii și este extrem de dureroasă. Așadar, când copilașul se plânge de dureri de urechi și vedem că acolo sau... Este posibil să fie o externă sau o otită externă, complicație a otitei medii. Pentru otita externă tratamentul diferă? Da, mult. Otita externă necesită la fel și tratament local cât și general, dar otita externă este mai ușor de tratat decât o otită medie. Puteți, vă rog, să-mi detaliați tratamentul la care trebuie să recurgem pentru otita externă? Da, otita externă, în primul rând, trebuie diagnosticată la fel, corect, de către un pediatru sau un specialist ORL. Se face un tratament local, dezinfecția locală, respectiv a copilului sub control microscopic sau, dacă nu, la pediatru, în cabinet, cu soluții dezinfectante locale, care pot să includă atât antiinflamatoare locale, cât și antibiotice locale. Sunt situații când otita externă trebuie tratată și ea cu antibiotic, deci nu numai cu topice locale. Și atunci, în formele mai grave, trebuie antibiotic pe cale generală. Ideal, dar revenind la idealul acestei situații, ar fi să se recolteze din conductul auditiv o secreție. Recoltarea cu ce ne ajută? Ne va stabili germenele care a declanșat această afecțiune. De obicei, în teritoriu și chiar și în București se întâmplă să se dea antibiotic pentru o otită externă fără să fie țintit. Măcar să se recolteze o secreție și pe urmă să se înceapă un tratament cât de cât orientat după forma clinică a bolii. Dar ăsta este idealul. Dacă putem noi, părinții, să insistăm pentru recoltarea acestei probe? În principiu, da. În principiu, da, se poate face, este o probă uzuală în orice clinică, deci nu este nimic sofisticat, nu doare, nu ustură, nu implică nicio manevră agresivă asupra copilului și este foarte importantă pentru că în condițiile astea reducem foarte mult rezistența la antibiotice. Ce ne facem dacă infecția reapare? De obicei, infecțiile urechii, și aici mă refer în mod special la cele ale urechii medii, sunt date de un context general de infecții în sfera ORL, respectiv o infecție la nivelul nasului, a gâtului, poate să fie urmată de o infecție la nivelul urechii. Deci copilul trebuie văzut ca un ansamblu de patologie ORL și atunci medicul care urmărește copilul trebuie să vadă cauza care a declanșat această afecțiune. Noi, părinții, putem ajuta copilul cumva ca să-l facem mai puțin predispus la reapariția otitei? Da, eu le spun părinților că cel mai important lucru este să sufle nasul copiilor. Este o boală de care suferă copiii noștri, nu știu să sufle nasul. O cale aeriană aerisită, curată, ajută o ureche să fie aerisită și curată. Care sunt cele mai periculoase complicații pe care le poate da otita? Păi să începem cu cea mai banală, perforarea timpanului într-o otită acută congestivă, care merge de la un stadiu preperforativ până la o perforație spontană a timpanului. Perforația este precedată de niște dureri cumplite, copilul este agitat, iar după ce s-a fisurat timpanul spontan, simptomatologia se remite. Dar aici vreau să accentuez faptul că boala nu s-a vindecat și problema nu s-a rezolvat. Copilul trebuie dus în continuare la medic, trebuie în continuare tratat, chiar dacă nu-l mai doare. Iar următoarea complicație gravă este complicația meningocerebrală, complicațiile cerebrale care sunt greu de depistat la copii, mai ales cei mici care nu se plâng de nimic decât fac febră, și complicațiile cerebrale dau de obicei multe sechele. Ne-ați vorbit deja despre suflatul năsucului, să avem grijă să fie copilul cu nasul curat. Mai există și alte lucruri la care să fim atenți, nu știu, să nu stea copilul în curent, să-i punem... E mult folclor aici, nu curentul ne îmbolnăvește. Sunt alte cauze ale îmbolnăvirii, deci principala cauză ar fi o igienă corectă a copilului în sfera orele respectiv a nasului și a gâtului. Copilul trebuie să nu fie purtător de streptococ, stafilococ este poate cea mai frecventă cauză, cu purtătorii sănătoși care în grădinițe, în școli își îmbolnăvesc colegii de joacă sau de școală. O altă cauză ar fi igiena incorectă a otitei, a conductului auditiv extern, ștersul cu bețe, spălatul cu soluții care mămica le-a auzit în parc sau la televizor. Pot apare otite iatrogene declanșate de medicația administrată de părinte. Cum e cel mai bine să curățăm urechile copilului? Cu colțul prosopului. Se vor supăra mulți pe mine că spun asta, dar asta este adevărul. Cu colțul prosopului este cel mai corect și cel mai puțin agresiv. Bețele introduse în ureche, în mare parte dintre cele aflate pe piață, nu sunt sterile și, în afară de faptul că nu sunt sterile, împing totul spre timpan și atunci copilul săracul vine cu durere în ureche, plângând la medic de la un banal dop de ceară împins cu bățul de mămică în excesul de zel de a curăța urechea. Iată că am mai învățat ceva util astăzi. Spuneți-mi, vă rog, care este principala concluzie cu care ați dori să rămână mămicile care ne privesc? În primul rând, să sufle nasul copilului. Poate sunt plictisitoare, dar revin pe acest lucru pentru că este cea mai frecventă cauză. Un nas murdar duce la urechi cu probleme. Iar în al doilea rând, nu automedicației, pentru că vor ajunge copiii la 4, 5, 6 ani să nu mai reacționeze la niciun fel de tratament prescris corect. Rezistența la medicație este din ce în ce mai frecventă și nu este o glumă. Vă mulțumesc frumos, doamna doctor, pentru prezența în studio. Iar voi, dacă vreți să aflați mai multe detalii despre otită, intrați pe totuldespremame.ro, unde puteți citi un articol despre când sunt necesare antibioticele în tratarea otitei la copii.